Cauțiune record în România. Magistrații Curții de Apel Cluj au stabilit o cauțiune de 1 milion de lei pentru eliberarea omului de afaceri Călin Stoia. Suma este una incredibilă pentru țara noastră. Stoia a fost arestat preventiv odată cu primarul Clujului, Sorin Apostu. Carmen Coloș vine cu detalii. Carmen, plătește sau nu omul de afaceri? Deocamdată nici nu se pune problema, susțin apărătorii lui Stoia. De altfel, avocații au catalogat suma stabilită de magistrații clujeni ca fiind enormă și nu sunt siguri că cel pe care îl reprezintă va avea suficienți bani să o plătească. Inițial, apărătorii au sugerat suma de 1000 de lei pentru ca Stoia să fie eliberat pe cauțiune. Acesta a fost arestat preventiv pentru dare de mită odată cu fostul primar Sorin Apostu, primarul municipiului Cluj-Napoca, care a fost și el arestat preventiv, însă pentru luare de mită. Deocamdată, însă, în ceea ce îl privește pe Stoia, anchetatorii susțin că, pe lângă contractele câștigate cu primăria, acesta i-ar fi promis unui om de afaceri din județul Argeș că poate interveni pe lângă persoane influente din guvern pentru alocarea unor fonduri din bugetul de urgență. Suma este foarte mare, deci este de 5 ori mai mare decât orice sumă pe care o cunosc eu în România stabilită până acum. Este justificată? Aici legea nu stabilește niciun element de care să te agăzi, dar de obicei se ține cont de prejudiciu cauzat, de gravitatea faptei. Sau va putea plăti? Este o discuție pe care trebuie să o am cu clientul meu. Alcoolul i-a luat minte.